data s-a terminat campionatul regular. Am văzut cum arată play-off, cum arată play-out-ul. Care ar fi așa impresiile? În mare ne așteptam la echipele care vor fi în play-off, mai ales după ultimele jocuri. Surpriza este FC Argeș, care a reușit să intre în play-off. Mă bucur că au reușit acest lucru, pentru că este echipa din orașul meu, echipa de suflet a mea, unde mi-am făcut primii pași în fotbal, și mă bucur pentru ei că au reușit să intre în play-off la al doilea an în Liga 1, după o perioadă foarte, foarte lungă. Sper să reușească să câștige și Cupa României, pentru că sunt în semifinală și mă bucur foarte mult pentru ei. A fost practic și un imbol din partea primarului, toate acele critici, bannerul ăla al suporterilor, au ajutat și lucrurile acestea? Probabil aceste lucruri i-au motivat pe jucători, și iată că în ultimile jocuri au reușit să facă rezultate foarte bune și au reușit să-și îndeplinească obiectivul acela de a intra în play-off. Pentru Argeș, că toți suntem aici în zona asta, Prepeliță, faptul că e tânăr, faptul că e așa, nu știu, format și are un CV-ul lui, o să ajute toate lucrurile astea să facă rezultate bune? Normal, pentru că este la prima lui experiență ca antrenor, a avut rezultate foarte bune de când a preluat pe FC Argeș și mă bucur pentru el, pentru FC Argeș, cum ți-am spus mai devreme, este un plus pentru el că la prima experiență ca antrenor a avut rezultate foarte bune, a obținut rezultate pozitive, îi dă încredere pentru viitor și cu siguranță va deveni un antrenor foarte bun. CSB e acolo în spate, la 7 puncte în acest moment de CFR. E din nou CFR aproape cu mâna așa pe trofeul de campion? Da, cam 80% să spunem că ar fi campionă, dar cred că contează foarte mult primele 2-3 etape ce se va întâmpla. Dacă cei de la CFR își vor câștiga jocurile și se va împiedica măcar la un meci, 100% vor fi campion, pentru că apoi va fi foarte greu să recupereze, eu știu, 10 puncte, să spunem, în 6-7 etape, va fi foarte dificil. Trebuie să schimbe FCSB-ul, că pare așa o strategie care an de an se repetă și nu se face absolut nimic în așa fel încât să avanseze. Nu aș vrea să comentez eu, pentru că nu sunt acolo, nu știu ceea ce se întâmplă în această perioadă și nu aș vrea să dau sfaturi ce pot ei să facă ca să reușească să câștige campionatul. Ei își fac analize, ei știu mai bine ce au de făcut și sper ca pe viitor să reușească să-și îndeplinească obiectivele. Xavi Popescu e omul care surprinde în acest moment așa. Cum îl vedeți? Este un jucător foarte bun în acest moment. Chiar dacă este foarte tânăr, are niște realizări extraordinare. Mă bucur că a apărut din nou un fotbalist în fotbalul românesc care driblează, care finalizează, care are ultima pasă, un jucător inteligent, un număr 10 adevărat, și sper ca el să fie sănătos, să muncească foarte mult în continuare, pentru că deocamdată nu a realizat nimic, trebuie să muncească foarte mult, să ajungă la un nivel foarte ridicat, pentru că are potențial. Să nu fie atât de lăudat, să nu cumva să își piardă un pic capul, pentru că și patronul laudă, vorbește de milioane. El a fost lăudat și la început, când a apărut în prima ligă, a fost lăudat și iată că acele laude nu l-au dereglat. Este un jucător care știe ce are de făcut în viitor și eu cred că va fi din ce în ce mai bun, pentru că el a crescut de la, eu știu, etapă la etapă, a avut jocuri cât mai bune, chiar dacă echipa a avut unele momente dificile, el a fost unul dintre jucătorii care a avut evoluții bune și iată că la 19 ani reușește să aibă realizări și să ducă, eu știu, echipa în spate, cum spunem noi, fotbaliștii. Ar merita și el să fie acolo la echipa națională mare sau mai trebuie să ardă câteva etape până ajunge acolo? Nu vreau să dau sfatul lui Edi, pentru că foarte multe lume îi dă sfaturi. Nu vreau să mă bag ai dat sfaturi. El știe cel mai bine ce are de făcut Edi și dacă el consideră că va merita să fie la echipa națională, cu siguranță va fi la echipa națională. S-a supărat un pic, așa că patronul pare că pune presiune pe el. El știe și el pe patron foarte bine, pentru că au lucrat împreună, nu? Și într-adevăr, atunci când nu doar patronul de la Steaua și ceilalți oameni din fotbal, în momentul când apare un jucător tânăr, întotdeauna, eu știu, își dau cu părerea că trebuie să fie la echipa națională sau ceva de genul acesta. Am văzut și pe Toni Petrea, s-a tot vorbit că ar putea pleca de la FCSB. Toate zvonurile astea, toate discuțiile astea fac rău echipei, vestiarului, în momentul în care văd că antrenorul ar putea renunța? Da, nu știu ce
ce să zic în legătură cu asta. Dar atâta timp cât patronul echipei nu a spus acest lucru, conducătorii clubului nu au spus că vor să renunțe la Toni, nu văd de ce să apară aceste lucruri, pentru că a avut rezultate bune. Eu știu, într-adevăr, ultimile jocuri nu au mai fost așa cum ne învățase înainte, dar în continuare este în lupta pentru câștigarea campionatului. Ar interesa o revenire acolo la FCSB? Vreau să vorbesc despre acest lucru, pentru că echipa are antrenori și nu are rost să vorbim despre acest lucru. Este în acest moment acest conflict din Ucraina și FIFA, tocmai ce a dat o lege prin care jucătorii pot fi legitimați, ar face bine cluburile din România să legitimeze anumiți jucători, evident, atât cât le permite bugetul. Ar fi un plus pentru cluburile din România? Da, este bine că au făcut acest lucru pentru fotbaliștii din Ucraina. Cred că ar fi bine ca echipele din România să reușească să aducă jucători de acolo, pentru că știm foarte bine, Ucraina este un campionat bun, cu jucători buni, jucători plătiți foarte bine. Asta cred că poate să fie problema, pentru că noi nu puteam să ne ridicăm la salariile pe care le plăteau cei din Ucraina, dar dacă cluburile din România vor reuși să aducă jucători din campionatul Ucrainei, cred că ar fi un plus pentru fotbalul românesc. Și jucătorii noștri români care au evoluat acolo, ar fi bine ca ei, să aibă continuitate și să joace în România până în vară. Cum vedeți că o să fie lupta asta în play-off? Care vor fi echipele care ar putea să surprindă? De surprins mi-aș dori ca Feciarii să surprindă, să fie din nou ea echipa care să fie surpriza play-off-ului. Așa văd lupta în doi pentru câștigarea campionatului între CFR și Steaua. Dar, cum am spus mai devreme, cred că primele două etape ne vom edifica așa, care vor fi echipele care se vor lupta pentru câștigarea campionatului. Dinamo rămâne fără antrenor, vine Dușan Urin, se fac noi schimbări. Cum vedeți ultimele mișcări? Da, nu știu, s-a anunțat gata că Flavius nu mai este sau doar sunt speculații? A fost azi o întreagă nebunie. Da, într-adevăr, Dinamo trece pentru o perioadă foarte grea. Eu știu, șansa lor este că cei de la media și știți și voi în ce situație sunt, cei de la Clinceni la fel, și eu sper ca ei să reușească să rămână în prima ligă. Chiar dacă vor ajunge la baraj, eu știu să reușească să rămână în prima ligă, pentru că sunt o echipă de tradiție, o echipă care merită să fie în prima ligă, mai ales dacă li se vor face și stadion. Va fi un lucru extraordinar pentru cei de la Dinamo. Mai multe nu pot să comentez, dar antrenori, cine va veni acolo, pentru că în orice caz este dificil pentru antrenorul care va merge în acest moment la Dinamo, nu va fi ușor. Da, scăpăm de restricții, putem să ne reîntoarcem așa la viața normală. Cum o să fie pentru fotbalul românesc să fie foarte mulți oameni în tribună? Da, dacă am scăpat de restricții, acest lucru este pozitiv, dar sperăm ca și oamenii, să vină la meciuri în număr cât mai mare, pentru că fotbaliștii își doresc acest lucru, antrenorii își doresc acest lucru, pentru că în momentul când joci cu un stadion plin sau 70% din capacitatea lui, jucătorii au o altă atitudine.